Thomas Raid, antrenorul echipei naționale de handbal, a făcut publică lista celor 18 sportive ce vor lupta sub tricolor la Mondialul din Japonia. Printre sportivele selecționate se numără și două handbaliste formate de Victorina Bora. Pe lângă Lorena Ostase, pivotul echipei slădinene, la națională a mai fost convocată și Sonia Seraficianu, de la Minaur Baia Mare până în vara trecută, componenta CSM Slatina. Bucuria antrenoarei Victorina Bora nu o depășește pe cea simțită de sportivele pe care le-a pregătit. Îmi doresc foarte mult, pentru mine este ceva aparte și mi-aș dori să fac parte din campionatul acesta, care va fi în Japonia. Selecționerul Thomas Raid a optat pentru mondialul ce va începe la finele acestei luni pe jucătoare de la 7 cluburi de pe prima scenă a handbalului feminin. Iată cine sunt sportivele care vor evolua pentru început împotriva handbalistelor din Ungaria, Muntenegru, Spania, Senegal și Kazahstan în grupa C. Portari Diana Ciucă, SCM Râmnicu-Vâlcea, Denisa Dedu, CSM București, Iulia Dumansca, SCM Râmnicu-Vâlcea. Extremă stânga, Cristina Florica, SCM Râmnicu-Vâlcea, Ana Maria Iuganu-Popa, SCM Gloria Buzău. Inter stânga, Bianca Bazaliu, Corona Brașov, Cristina Neagu, CSM București și Gabriela Perianu, CSM București. Centru, Eliza Buceschi, Corona Brașov, Cristina Laszlo, Corona Brașov, Laura Pristăvița, Gloria Bistrița. Interdreapta, Daria Bucur, Corona Brașov, Mădălina Zanfirescu, SCM Râmnicu-Vâlcea. Extremă dreapta, Aneta Udriștoiu, Dunărea Brăila, Sonia Seraficianu, CSM Minaur Baia Mare. Pivot, Raluca Băcăoanu, SCM Râmnicu-Vâlcea, Lorena Ostase, CSM Slatina și Crina Pintea, CSM București. Obiectivul echipei naționale de handbal feminin la această ediție a mondialului îl reprezintă o poziție cât mai sus în clasament.